Salariații din unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, cluburi sportive municipale, DGTS, case de cultură ale studenților, Complexul Sportive Naționale au intrat în grevă generală până la soluționarea problemelor legate de inechitățile salariale comparativ cu restul bugetarilor. La DGTS Argeș, de exemplu, o serie de activități importante au fost oprite. Nu facem, nu mai trimitem copii în tabără, nici în taberele naționale deocamdată, nu mai facem activități sportive în perioada asta de acum. În fapt, ar trebui și cred că este închisă sala sporturilor, deci sala sporturilor trebuie să fie închisă, să nu se mai desfășoare activități sportive, pentru că am ajuns într-un punct când nu se mai poate. Nu se mai poate. Adică salariile noastre sunt atât de mici încât nu știu ce să spun. Deci oamenii efectiv nu mai pot să trăiască cu asemenea remunerații. Același lucru s-a întâmplat și la CSM Pitești, Casa Studenților și CSN Bascov. Pentru prima dată, angajații spun că se gândesc doar la ei. Activitatea astăzi, în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, se desfășoară în următorul mod. Facem numai lucruri strict necesare pentru bunul mers al activității noastre, adică în sensul de documente pentru salarii. Greva va continua până când MTS va asculta doleanțele angajaților. Acest manifest continuă până când vom găsi înțelegere la nivelul ministerului, până când vom găsi soluții pentru salarizare cât de cât corespunzătoare. Majoritatea oamenilor de la noi din direcție, adică peste 20 de oameni, au salariu minim pe economie, deci asta înseamnă 1100 și ceva, 1180 cel mult la cei care au deducerea mai mare, iar ceilalți chiar mai mic de 1180, da? Deci sunt oameni care au 3 copii, așa, și ei au deducerea mai mare, iar ceilalți au deducerea mai mică, evident. La Câmpul Lung, la sediul Clubului Sportiv Mușcel, activitatea se desfășoară normal. Asta și din cauza faptului că majoritatea angajaților sunt în concediu, iar cei prezenți au hotărât să nu protesteze, așa cum o fac ceilalți colegi din județ. La Clubul Sportiv Mușcel activitatea nu a fost întreruptă, angajații nu au făcut niciunul grevă. Mai mult de atât, vreau să vă spun că în proporție de 85% personalul auxiliar și dintre antrenori sunt în concediu de odihnă. Luna lui august, de regulă jumătatea lunii iulie și luna lui august, suntem, din moment ce în septembrie începem activitatea, pe selecție sportiv, că ramura principală și activitatea noastră este selecția, în primul rând.